Băi, eu cred că dacă, fii atent, Giulia ar începe să-și ia blugi din aia de să, nu știu cum, să-și pune extensii lungi, să-și facă niște tatuaje pe aici, pe gât, sau așa, erai topit după ea. Nu știu. Să aibă un stil de acord cu asta și eu. Dar și de acord. Bine să-mi bage o mână în gât. Stilul ei nu îi place. Și așa dar place să schimbe stilul vestimentar, să spune da, extensii, zis, să fie mai... Bă, dar nu știu, mă, nu pot să... Să aibă o mașină neagră, așa, un jeep negru. Da, în momentul de față... Să nebunii. Ascultă-mă. În momentul de față nu văd o treabă din asta, mă, frate. Nu știu. Adică, păi nu... Bă, eu nu zic că pe viitor nu se poate. Că suntem în casă. Poți să merg la Sebastian, te rog? Inevitabil, stai cu omul, prins drag. Dar dacă ea își face așa un glow up din asta, cum se zice, eu cred că Giulia e un upgrade, un upgrade, dar nu un upgrade, să intre pe stilul lui. Că nu e un upgrade neapărat, poate să fie și downgrade. Gen. Eu vreau să mă nu știu. Dar zic că dacă ar fi puțin atentă la niște chestii... Poți să mă duc și eu la fete, vreau să vorbesc și eu vreau să mă duc la fete. Vreau să vorbești cu Giulia. Hai, du-te. Du-te de aici, mă. Opa, vine cineva. Cine-i? Hai, cere-te tu. Pa, eu m-am cerut să vorbesc cu tine, ferească Dumnezeu. Bună. Salut. Ce ești așa floată, Roberta? Scuze, iară vă încurc. Bună. Nu mă simt bine. Camera, eu pot să mă duc la fete. Ce ai? Ce ai? Nimic. Hai zi. Ți-e rău? Sau te-ai certat? Spune la Giulie că am vrut să mă duc la ea și nu mă lasă. Bine, chiar din gura mea să vină. Păi, dacă tu te duci acolo, pe ce are? Cum să se simtă bine, frate, încât toate fetele s-ar pea, tu n-ai văzut? Păi, nu mai dezgropam. Ce alianțe fac și ce alea? Am văzut, dar nu pot să mă bag, bă, tu nu înțelegi păi chestia nu, asta. Nu zic să te bagi. Ca și cum s-ar băga ea în cearta mea cu ta. Cum crezi că ar putea să se simtă în momentul de față? Nu se simte bine, dai seama. Ce ai? Ce te dori? Nu plânge acum aici. Serios acum, spun. Nu vreau să plâng. Păi zi. Chiar nu vreau. Ce s-a adunat? Ți-a zis ceva cineva sau ce? Nu, chiar nu. Păi ce zi? Mi s-a adunat mie mai multe și nu mă simt bine. Fata, bei lapte. Da, cu croissant-ul, cu ciocolată. Bună! Se zice! Eu vă salut când ajung la voi, nu de sus. Robin! Bună, da. A mâncat Robert? Bună, bună. Amor. Ce faci? Hai, cine știe dacă mai... Ce faci, mă? Ce să fac? Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Ce faceți, fetelor? Bine, cum? Bine și eu! Mi-ai ținut ce ai! Ce-i zi? Ce fac cu râd-o? Opa! Era să dau un pupic de dimineață! Andreea, ce-ai cu? Mua! Băi, chiar te-a auzit din partea cealaltă! Chiar m-am cerut la cameră că, în primul rând... Mi-ai împuțeai tricoul! Îmi cer scuze în primul rând, fiindcă v-am măgat pe toți în aceeași oală. Te-a cerut la tine? La nervi, deci în moment... Băi, să mă bagi decât pe mine! Da, dar o să zic, stai că zic. M-am văzut fix pe mine din trecut la materialul ăla. Adică la nervi fac ca toate alea și judec și sunt acolo, cum ai văzut. Nu, tu ești mult mai ponderat din punctul meu de vedere. Tu ai văzut cum fac cu ochii? Zici că mi-eșau ochii din ce... Eu nu sunt ponderată. De ce stai aici? Îți plăcea că nu eram ponderată. Vorbești eu cu Andreea, te rog. Te poți retrage cu ea în grădină. Dar e frumos la masă când doi oameni poartă o discuție că tu ești aia cu așa. Să taci puțin din gură. Nu vreau. Păi tu atât de aici în dreptul la replică. Hai să mă băgăm în seamă că... Așa ca toată lumea a asumat ca idee. Și aseară nu mă simt bine. Dar oricum de când ne-a dat conexiunea am zis din start că ceva s-a întâmplat. Nici nu am vrut să intru, dar... Am zis să fiu tare, până la urmă. Nu plânge, nu mai plânge, că nu stă bine, crede-mă ce zic. Și am promis lui mamei că nu mai plâng.
Păi nu mai plânge, că nu merită, n-ai venit aici să plângi. Vorbesc serios acum. Știu, da. Adică dacă e vorba doar de plâns... Nu e vorba de asta, pur și simplu. Am eu niște probleme personale. Și mi se adună astea aici și nu mă mai simt bine. Nu știu ce să zic în privința asta. Te cred oarecum, m-am pus de multe ori în locul tău, să știi. Doar că, nu știu, am ajuns la concluzia și ce văd din exterior, mă, femeile sunt mai rele ca bărbați în ziua de astăzi, mă crezi? Da, știu. Chestia asta m-a șocat. Problema e că nu mai vreau să fiu răutăcioasă și nici să le răspund la răutăți. Pentru că ele scot tot ce mai rău din mine și chiar nu mă simt eu bine cu păi mine. Păi dacă eu ar fi să fi fost în afară să încep să-mi dau drumul la gură pe aici, vorbeam cu Rebecca și mă dezbrăcam de caracter care n-aș fi vrut, crede-mă ce zic, și nu păi vreau să continui chestiile eu, astea. Adică eu mi-s... las că mi-au zis dar toți nu, băieții, trebuie bă, ți-a dat replica. Nu văd că mi-a fi dat vreo replică, că dar oricum... Dar nu-i vorba de asta și las-o, încearcă să nu ieși tu din caracter pentru ce spune ea. Da, dar mă provoacă, mă. Păi știu că și pe mine mă provoacă, tocmai asta e problema. Asta e singura abilitate care am observat, te faci să te scoți da, din sărit. Da, exact. Asta e problema mea, pentru că și eu puteam să vin cu multe chestii în afară, dar nu mi-e gen, nu vreau să fac treaba. Păi asta am observat că cea mai mare problemă aici, aduci chestii aduci din afară. Chestii din afară și aici, că dacă stăm să o luăm așa, aș avea și eu de spus mai multe și nu chiar și nu mi se pare. Dar nu e. De ce stai aici? Încă mă doare capul, vreau să stau liniștit. Ești supărată pe situația asta cu Bogdan? Puțin da. Nici eu nu mă așteptam să fie așa. Pentru că ieri i-am spus ceva în gală, că în continuare îmi doresc să interacționez cu el și așa, să-l cunosc, și astăzi a venit tot el supărat. Păi vina mea că eu n-am simțit de la tine nimic. Dar mie nu mi s-a părut real. Păi asta spun, adică e vina mea că nu am simțit de la tine nimic, adică că ai venit cu cuvinte mari și... Dar te simți vinovată în vreun fel? Nu mă simt vinovată, n-am de ce. Și atunci n-are rost să stai supărat, a fost o încercare eșuată. Ciao, dai pagina. Tu ești o femeie matură care probabil ai trecut prin multe chestii în viață, ai cunoscut multe tiparuri, tipare. Multe tipare sau tiparuri? Tipare. Multe tipare de bărbați, așa că nu cred că este o noutate pentru tine situația asta. Oricum, mi se pare că am exagerat cu reacția. Chiar îmi cer scuze, sincer. Fiindcă fix asta făceam în trecut. Judecam, vedeam o chestie. Ia uite, frate, mă enervează, mă. Nu mai vreau să fiu așa. Și fix acum când m-am văzut, am văzut fix varianta aia groaznică. Okay, și îmi pare rău, chiar îmi pare așa, sincer. Nu e ok. Fix asta, știi că zicea Patrick de pozitivitate de așa. Am un prieten de genul. Și te uiți la mine când vorbești. Pentru că te uiți. Ia uite, mă, frate. Aveți o discuție cu ea, iar eu mă uitam la ea când vorbea și la tine când vorbeai. Ia-o, Doamne. Ia, poftim, în săptămâna mare. Da, mă, stai, mă, că e o vorbă. Gen de pe capul meu, nu te gândi la altceva. Și încă o chestie, cred că am folosit, nu trebuia să folosesc cuvântul principii, fiindcă se înțelege, l-am folosit la fel la nervi, se înțelege că, vai, ce oameni răi sunteți voi și eu bună. Nu sunt deloc un om bun. S-a văzut. Nu sunt un om bun. Îmi doresc să fiu, ca asta și cea dimineață, că încerc. Dar cine zice că nu ești un om bun? Faptul că ți-ai tras niște concluzii despre... Prea repede. Un om mai rău decât tine? Reacționezi prea repede și nu e în regulă. Dacă am venit aici, vorbim strict problemele din casă de aici și situațiile de aici. Doar că mă face să-mi ies din minci. Chiar am cedat în afara emisiunii atunci, da, n-am putut să mă controlez și am vorbit urât. Și mi-asum, dar nu e stilul meu, eu nu sunt așa, dar nu am putut să mă abțin și chiar sunt supărată pe mine. Dar când ești aici, simți tot. Poate da, de la voi nu se vede, poate de la televizor ba nu se da, vede, mi-am dar dat eu seama le de simt când și te-am văzut pe conexiune, toate lucrurile mi-am astea pe mine mă afectează. Și mai ales că am avut o problemă în trecut și... Legat de? De mine. Aveam niște atacuri de panică, visam mereu urât și acum... Eu am... Se accentuează din nou astea da, sau ce? Da, pentru că mă consum eu și mi le adun și mi se... Am trecut foarte greu peste perioada când aia. Când o auzeam că spune... Vezi că, de fapt, dacă spui ceva despre mine, spui despre tine. Și voiam să zic, vezi că dacă în privința la chestia asta care în fine, o spui tu, să dacă despre continui... Ea, că nu vreau să bârfesc sau să fiu rea. Chiar, pur și simplu, eu nu aduc răutăți gratuite aici, nimănui. Dacă mă apăr sau dacă
spun părerea, nu vreau să o fac într-un mod răutăcios, dar persoanele care chiar te-a uite, acum îl înțeleg cumva pe Robert. Acum îl înțeleg cumva pe Robert. Dar nu mai vreau să... Nu mai vreau să mai accentuez subiectul, să mă întorc înapoi. Da, nu mai vreau nici eu să vorbim despre alte persoane. Încerc da, să încearcă să-ți doar revii. Că astăzi chiar nu m-am simțit bine deloc pentru că aseară... Ai mâncat? Nu, nici nu pot să mănânc. Toate certurile pe care le avem noi... Tu le-ai luat, părerile mele, tu le-ai luat sub formă de părere, le-ai luat ca atare. Ea le-a luat sub formă de atac. Și de fiecare, nu cred de asta. Și de fiecare dată când eu am avut o discuție cu tine, ea s-a simțit atacată. Și te-a activat și pe tine. Nu că se simte atacată, dar ea își pune, ea e foarte impulsivă așa și își pune da. Punctul de vedere vezi? Direct. Și câteodată se aprinde foarte, foarte degeaba, frate. Și eu de multe ori aș vrea să spun ceva și câte nu spun, clar. Păi spune. Păi nu le spun, că mai bine las de la mine, dau un pas în spate și gata. Cel mai bine.